Bună dimineața! Nouă zi, un nou test. Tura asta avem pate cu curcan și ficat de pui. Da, ați mai văzut așa ceva? Că eu n-am mai văzut. Este de la Marco, care este cu carne de curcan, bineînțeles, separată mecanic, 10% ficat de pui, 9% apă, piele de curcan, grăsime de porc, bineînțeles, griș, șorici, sare, amidon, fibră de soia, bineînțeles, câțiva stabilizatori de ăștia minunați cu euri. Și este produs în Polonia. Importator este din Suceava. Și arată așa. Este destul de mare, 290 de grame. L-am găsit la mere. Nu a costat super mult, undeva la 5-6 lei, parcă. La mere? La mere? Mere, 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 mere. Oare de la mere sau de la Senic? Tot timpul nu știu care dintre ele două, că aduc fiecare. Ideea e că miroase bine. Chiar dacă arată așa suspectuț. Miroase a pate, pate. Adică pate de la bun. Luăm pâinicuță. Pâinică din asta... Așa. Că lui Sorin, pe Sorin la muzeu, pâine sucită brașoveană. La muză chestia asta cu sucită. Așa. Și să încercăm, că ce avem două mâini stângi. Să vedem dacă ne și iese ceva. Ii! Dacă ne iese lingura cu pate din conservă. E, așa e când ai două mâini stângi. El arată așa. Consistență e ok. Ca să vedeți. Și o să am nevoie de mână și revin cu ea pe pâine. Și am revenit. Arată așa. Culoare ok, și adică pentru un pate am văzut și mai rele. A, așa, de fapt mai rău, acum asta, dacă stau bine și mă gândesc, mai rău era de obicei mai închis la culoare. Acum ăsta este deschis. Bă, nu e rău. Chiar nu e rău. Sincer, mă așteptam la babau. Chiar dacă mirosea bine, mă așteptam la babau. Cum să vă zic că e... Cum e pateul de pui de acum 10-7 ani, cum găseam noi înainte, un pate din ăla fin, dar aromat, așa un pic cremos. Nu știu cu ce să vă zic că seamănă de la o marcă anume, pentru că le-au cam dat peste cap. Dar cum luam noi pateul acum câțiva ani, zice, bun. Chiar bunuț. Mai ales pentru banii ăștia, e chiar bunuț. Da, e chiar fain. Interesant. Chiar bun. Și nu e... Nu e genul ăla, știți, să fie cu supra-aromat. Sau deloc aromat. E condimentat ok. Bine că o să mai pui un pic de piper, un pic de... Nici nu știu ce să mai pui, că sarea are îndeajuns, un pic de piper eventual. Totuși nu e genul ăla de pate care să meargă cu roșie. Mult prea fin. Ce ar merge asta? Nu știu dacă... Chiar nu știu cu ce ar merge. E bun. Merge așa simplu. E bine, găsiți voi combinații, nu sunt sigură de asta. Chiar e finuț. Deci, revenim. Destul de dens, apropo.
Deci, Marco, dacă găsiți variantă de genul ăsta, deci asta cred că au fost făcute și ambalajul făcut, pus în România de importator. Da? E chiar finuț. E finuț. Malcicris. Din Suceava. Suceava. Am, nu. Așa. După deschidere în 24 de ore, dacă se trezește Sorin, pot să fie mai puțin de 24 de ore în care se consumă. Dar chiar e fain. Deci, nu nota 10, dar un 8,5. Chiar e. Ca să înțelegeți, punctul de reper de 10 este pate făcut de mătușa mea. Bine, este homemade. Am mâncat o singură dată. Nu știu dacă m-ai făcut așa de atunci, dar na. Așa, care mi-a rămas în minte, foarte, foarte mișto. Deci, standardul e mare și domnișorul are 8,50. Ceea ce zic eu că e destul de bine, că am foarte multe care sunt la capitolul de notă 3-2. Așa că, destul de bun. Nu. Cam atâta pe astăzi. Băi...